Avem și tăcerea domnului Dan Motreanu, un lider cu greutate în Partidul Național Liberal, care nu și-a exprimat încă o opțiune. De ce tace Dan Motreanu? Pentru că este un posibil viitor președinte al partidului. În condiții de criză este un moderat, are relații bune în ambele tabere, are o relație bună cu președintele Iohannis și nu vrea în momentul de față să își distrugă această platformă. Sunt curios ce se va întâmpla cu susținerea moțiunilor în Giurgiu. Ar putea să fie ambele moțiuni susținute. Nu avem o decizie acolo. Nu, se va vota. Dar l-auzam pe unul din susținătorii domnului Câțu spunând că la Bihor, spre exemplu, e foarte probabil să fie votată și moțiunea lui Câțu, nu numai moțiunea lui Orban, ceea ce înseamnă că rămâne în continuare o libertate totală în privința votului la Congres. Dar calculele arată că acolo din 191 de delegați, în jur de 180 vor vota cu Orban. Nu știu să vă spun care va fi situația la Giurgiu. Și aici vorbim despre județele cu cele mai bune rezultate la alegerile parlamentare. Și o curiozitate. Oamenii aceștia care astăzi sunt foarte activi împotriva lui Orban, nu prea și-au mobilizat electoratul la alegerile parlamentare, numai la cele locale, adică acolo unde aveau interese directe. Și, mă rog, vorbesc de o adevărată teorie a conspirației. De altfel, unul din liderii PNL important, și când spun PNL, spun PNL istoric, îmi spunea la un moment dat că asistăm la o adevărată încercare de preluare ostilă a PNL de către PDL. Și ăsta este un sentiment care domină în vechiul PNL și e foarte probabil ca și domnul Motreanu să gândească în termeni ăștia. Nu-mi dau seama exact. Cert este că dacă a rămas neutru până acum, va rămâne neutru, deci mă aștept ca decizia de la Giurgiu să fie de a da totală libertate delegaților. Eu mi-amintesc că la începutul acestei campanii interne se vorbea despre faptul că Motreanu ar fi un al treilea candidat. E adevărat, numai că Motreanu este un om... Dar nu s-a adeverit lucrul acesta. Nu s-a adeverit pentru că e un om rațional. E un om rațional, unul, înțelege că va mai urma un congres, poate că are ambiții prezidențiale, de ce nu? Și la acel congres va fi adevărata confruntare pentru putere, nu la asta. Pe de o parte, gândiți-vă că ar candida pentru președinția partidului, să zicem că ar câștiga. În momentul de față e quasi imposibil acest lucru. Dar ar fi candidat. Și ce ar fi făcut? Ar fi fost între un prim-ministru și un președinte de Camerei Deputaților care să negocieze permanent? Nici n-ar fi avut șanse. Ar fi fost o poziție slabă. De asta vă spun, domnul Motreanu are experiență. Astăzi se vorbește despre tinerețe și valența lipsei de experiență în politică. Nu cred deloc în așa ceva. Politicianul experimentat este esențial. Fără experiență, greșești. Și știți de ce? Pentru că politica e o meserie practică. Eu nu cred că e o vocație, cred că e o meserie, cred că se învață și se învață ca meseriile practice la locul de muncă. Faci ucenicie în partid, înveți și după aceea, pe baza unui sistem de triere, se dovedește că ești capabil să deții anumite funcții. Ăsta este sistemul prin care partidele moderne funcționează de câteva secole și nu se va schimba acum. Deci cineva care nu are experiență, care este dintr-o dată împins în față, cum este cazul domnului Câțu, are sigur avantajul prospețimii, dar are dezavantajul că nu cunoaște și nu înțelege, oricât de inteligent ar fi, dar fi foarte greu să obișnuiască cu politica de partid. Mulți o consideră a fi trivială, dar în realitate liderii locali de partid au și interesul de a-și rezolva propriile lor obiective. Să asfalteze, să construiască grădinițe, să construiască crese și au nevoie de resurse. Cum România are o împărțire administrativă nefericită, cu un număr imens de localități care, știi, am văzut câte localități, de fapt câte județe și localități se susțin în țara asta, se autosusțin financiar, 68. Deci discutăm de județe plus localități. Avem 3200 de localități și 41 de județe luând și București. Asta ne arată dezastru administrativ din România. Deci, practic, primarii, președinții de consilii județene depind de banii împărțiți de la guvern. E normal?
Evident, nu. O unitate administrativ-teritorială trebuie să se autosustină. Dacă nu poate să se autosustină, nu trebuie să existe. De ce trebuie să întreținem aceste unități sau aceste localități, județe sau localități care sunt incapabile să autofinanceze? Trebuie să avem o altă organizare administrativă. Da, îi vedeți pe primari, PSD sau PNL, interesați de o altă organizare administrativă? Nu. Deci, în România... Oare de ce ar fi? Dacă banii vin... Tocmai, ei au interesele lor, dar sunt astea interesele generale? Adică vrem ca România să progreseze rapid cu o administrare de început de secol 20, cu comune care aveau o logică în 1900 pentru că eram o țară agrară și care nu mai au nicio logică în 2021. Evident, primarii vor dori să conducă acele comune pentru că este posibilitatea lor de a-și manifesta puterea. Dar interesul nostru este, nu, această discuție nu există în partidele politice, sau dacă există, pentru că am discutat cu politicieni din, și din PSD și din PNL, de la vârf, despre chestiunile astea, este o discuție în surdină, este o reflecție pe care n-au niciodată curajul să o scoată la iveală pentru simplu motiv că îi transformă pe primari în adversarii lor și pierd puterea.